cartea lui Don José Ruiz, Animalele de putere. Este o călătorie fascinantă în lumea calităților, abilităților, puterilor, darurilor. Din vechime se știe că vindecătorii, ca să aibă anumite calități, anumite forțe, anumite puteri, anumite abilități, se gândeau la animalele care aveau acele puteri. Iar această carte a lui Don José Ruiz îți dă un instrument atât de simplu și frumos cum să găsești abilitățile de care ai nevoie pentru ca viața ta să fie trăită în bucurie, în împlinire, în iubire, să-ți împlinești destinul, misiunea și animalele de putere, cele pe care le accesezi când ai nevoie, îți vor da toate calitățile, toate abilitățile de care ai nevoie să ai o viață împlinită, să te bucuri de tot ceea ce ai, să aduci în viața ta anumite aspecte care în acest moment poate nu sunt atât de bine manifestate. De aceea e o carte care eu am citit-o cu sufletul la gură și am de gând să o citesc și să o recitesc iar și iar și iar și iar, să înțeleg acele animale care sunt descrise și metodele, ți se dau inclusiv instrumente practice, exerciții despre cum să te conectezi cu o anumită calitate. Te-ai gândit vreodată că fertilitatea e reprezentată de găină sau de iepure? Că forța și puterea sunt reprezentate de jaguar și de hipopotam? Citește această carte. Sunt sigură că va fi o călătorie minunată pentru tine.